Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit. Vă spun Tania Țuna și echipa TV Timișoara. Vă propun pentru această ediție a emisiunilor Regiunii o discuție legată de carte, de scriitor, de faptul că cititul nu face rău, ba dimpotrivă, ne face numai bine. Mai exact, librăria La Două Bufnițe, care s-a deschis de curând de la Timișoara, și activitățile care se întâmplă acolo vor fi în centrul discuțiilor noastre din cea de-a doua parte a emisiunii, fiindcă La Două Bufnițe nu vorbim doar despre carte, doar despre lectură, vorbim și despre concerte și despre întâlniri cu oameni faini, de la care avem realmente lucruri de învățat, fiindcă mi se pare că trăim o perioadă în care valorile se dau peste cap și ar fi bine poate să intrăm puțin în noi înșine sau, de ce nu, să ne uităm înspre alte zări pentru a prelua ceea ce e bine de preluat. Cu Vasile Bogdan ne întâlnim în prima parte a emisiunii, fiindcă bag eu seama că Vasile Bogdan, fostul nostru coleg, trebuia pensionat mai devreme, scoate cărți într-un ritm de invidiat, credeți-mă, rămâneți cu noi. Vasile Bogdan, din nou în studioul TV Timișoara, în calitate de invitat. Servus, Vasile, bine ai revenit. Bine te-am regăsit. N-am zis eu bine că era fain să fi fost pensionat mai din timp, pe de o parte, dar pe de alta nu, fiindcă filmele pe care tu le-ai realizat devin cărți. Iată, tot mai multe cărți. La lansarea de carte care a avut loc acum câteva zile la noi, la scriitori, tocmai asta se spunea, că e o curiozitate, faptul că mai mulți realizează filme pe baza unor cărți. Mai puțini sunt cei care iau filmul și din el fac o carte. Într-adevăr, s-au întâmplat foarte multe lucruri, pentru că mi-a rămas în suflet, mi-a rămas în dor studioul TVR Timișoara, Radio Timișoara, ziarele la care am lucrat, viața mea de gazetar destul de lungă, 4 decenii, și de ce nu, sigur că acestea trebuiau să spună, cum vorba poetului, să aibă un nume, nu? Și atunci... 40 de ani ai fost tu gazetar? Da. Să știi că mă tot roade pe mine o chestiune pe care o spun aici la televizor, pentru că am ocazia, apropo de cei 40 de ani, citisem la un moment dat că Dumnezeu nu degeaba i-o plimba pe evrei 40 de ani prin deșert. Da? Era nevoie să le scoată din cap mentalitatea aia de sclavi pe care o abuseseră. În 40 de ani, adică, se pot întâmpla multe. Noi mai avem ceva până la 40. Ei bine, mentalitatea de sclav a rămas în mine, de sclav al cuvintelor, de sclav al timpului, că tocmai mă întrebam de ce Dumnezeu trebuie să mă apuc la o anumită oră de scris, de ce mă așez la calculator, de ce trebuie seara să se termine... A, tu așa lucrezi, extrem de disciplinat? Nu. Evident, disciplina o face nevastă mea în casă, fiindcă ea îmi spune, întâi mergem acolo, facem, după care mai și lucrez. Dar nu asta este problema. Problema este că simt nevoia de a lucra. A rămas în mine acea disciplină a articolului sau a emisiunii radiofonice sau a filmului sau a emisiunii de televiziune care trebuie la ora respectivă, acea disciplină de redacție pe care o avem cu toții, o aveți și voi, o avem și datorită acestea există de fapt aceste instituții. Vasi, de regulă, din experiență personală spun și asta simt, că eu câte filme am văzut ecranizate fiind după cărți, de fiecare dată am rămas cu un gust amar, nesimțind nici pe departe fiorul în fața micului ecran, văzând un film pe care l-am simțit citind cartea. Cum este cu filmele care se transformă în cărți? Da. Deci, în primul rând, ele îmbracă haina cuvântului. Cuvântul este taina, de fapt, care nu înseamnă imagine, nu înseamnă frame, nu înseamnă clipă de imagine, secvență, ci înseamnă cuvântul care modelează, cuvântul care duce, care plastifiază totului tot. Acum, adevărul este că a face film e un lucru îngrozitor, pentru că trebuie să-mi aduc aminte că în nebunia anului, și dacă mă vei întreba, îți voi povesti anul trecut, prin câte am trecut. Anul trecut însă am avut o experiență extraordinară pe care am trăit-o împreună cu, iată, este aici, Olimpiu Vuia, care a fost autorul imaginii. Am realizat, la 7 ani după pensionare sau 6 ani, am realizat un film dedicat aniversării a 65 de ani de existență a filialei din Timișoara, Academiei Române. Și pentru mine a fost o surpriză extraordinară faptul că nu am uitat, că am putut să merg mai departe și am mai realizat încă un film, al nu știu câtelea, dar care m-a readus la acea foarte puternică legătură între cuvânt și imagine. Cu cât pui mai multe imagine, cu atât cuvântul trebuie să retragă și invers.
Iar undeva vom vorbi de Tata Oancea și de marile mele cel mai recent volum pe care l-ai lansat de curând. Da, vom vorbi despre el, pentru că am realizat cu Diana Trocmaier în 2000 am realizat un film despre Tata Oancea și realizând scenariul filmului, citind enorm de mult Tata Oancea, povestiri, poezii, nuvele, romane de ale lui, revista, celebra lui revistă Vasiova. Am fost foarte încărcat de cuvintele lui, foarte plastice și foarte frumoase, care nu puteau intra în imagine. Nu. Și atunci a trebuit să las totul la o parte, să-l recreez pur și simplu ca personaj, pentru că altfel nu intra în ceea ce... Deci aici este mica problemă, apropo de cuvânt și de imagine. Ți-a intitulat această carte pe care prietenii noștri o văd acum, Eu, Don Quixote al Banatului, fantastica viață a lui Tata Oancea. De ce ai simțit potrivit, ai considerat potrivit să-l asociezi pe Tata Oancea personajului lui Cervantes? Nu e nimic original. El s-a autonumit Don Quixote, eu acest Don Quixote al Banatului. Deci era cavalerul Trestiei Figuri, îmi vei povesti mai multe poate tu despre, ai lecturi mai recente despre din Cervantes, dar vreau să-ți spun că e într-adevăr un personaj al trista figură, dar totodată cel care lupta cu morile de vânt, cel care avea conștiința luptei inutile, dar necesare pentru ca să își ducă existența și să-și afirme punctul de vedere. Și astfel el a rămas ca o personalitate acum mai puțin cunoscută, dar oricum ca o personalitate foarte puternică a Banatului din acel timp interbelic. Suntem toți oare într-un fel, Vasi, Don Quixote, fiecare în universul lui îngust sau mai puțin îngust? Doamne, ce bine ar fi să fim! Pentru că acel dram de incertitudine, acel dram de nesiguranță, acel dram de întrebare care există, ar trebui să existe în fiecare din noi. Când avem certitudini, trebuie să le ferim deja, să fim suspicioși, pentru că, într-adevăr, certitudinile întotdeauna nu duc bine. Scria Cervantes, Doamne, tristețile n-au fost făcute pentru bestii, ci pentru oameni, dar dacă oamenii le trăiesc intens, ajung ei înșiși niște bestii. Spre exemplu. Da. Știi, mi-aduce aminte treaba asta vis-a-vis de actualitatea lui Tata Oancea. Acum eu citind enorm de mult și scriind în continuare la Tata Oancea, acum lucrez la o chestie care mi se pare chiar interesantă, chiar fascinantă, dar din păcate mănâncă enorm de multă hârtie. Este a prezenta revista Vasiova, creația vieții lui. Deci el și-a adunat în cei 17 ani în care a apărut această revistă Vasiova o operă, o capodoperă a lui, în care totul este important, de la poezie, de la paginare, de la colaboratori, de la rândurile acelea mici, când avea câte o mică, nu sunt pregătit pentru treaba asta ca să-ți povestesc, dar când avea un mic spațiu liber, imediat scotea scântei și băga un catren repede acolo umoristic, dar care mi-aduce aminte, eu avându-l acum, cum se zice, nu în minte, ci nici în suflet, ci în buricele degetelor, pentru că îl bat toată ziua la calculator, mi-am dat seama că, domnule, se întâmplă ceva ciudat. El era un poet romantic, un poet ironico-satiric, era un poet al timpului său, dar foarte critic social. El era un apărător al oamenilor sărmani, al oamenilor care trăiau ca el considerându-se un cerșetor al Banatului. Ei bine, el venea în apărarea oamenilor sărmani, în lupta cu o societate, curios, parcă îmi spune câte ceva acest lucru, plină de corupție, plină de oameni avuți și care nu băgau în seamă oamenii sărmani, de o societate în care totul era pe bani și totul era în derizoriul personalității umane, în care cultura nu conta, etc., etc. Și atunci m-am întrebat oare dacă asta aș fi citit-o și aș fi apreciat-o în timpul de demult, înainte de Revoluție, aș fi spus, astea sunt tarele regimului burgheză moșeresc. Dar acum cu ce să le compar? Tirania Motanului e mai bună decât dreptatea șobolanului, vorba lui Marcheș. Aș vrea să discutăm puțin despre Tata Oancea, patriotul, Vasi. Pentru că tu îmi spuneai că el a luptat într-un mod anume pentru afirmarea spiritului românesc, într-o perioadă sinistră, de adevărat, la istoric. Da, el a trăit istoria.
istoria interbelică și l-a ajutat viața. S-a născut în 1881, a murit în 1973, deci 92 de ani. Deci un om care a trăit în mult timp și în multe timpuri. Și care în primul volum, știi, trebuie să iau puțin pe mai dinainte, puțin de-al cu povestea. Deci realizăm filmul în timp ce făceam, am deschis casa cea bătrână și am filmat acest lucru, cândva ar trebui să se reia și filmul acesta pe micile ecrane timișorene, pentru că exprimă extrem de multă, de o anumită stare. Noi, deci, după 15 ani în care casa cea bătrână a lui din spate, din curte, a fost părăsită, în care a fost încuiată, Titus Oancea ne mai dorim ca să mai calce acolo, fiul lui, adică. Fiul acestea ne mai dorim să mai calce acolo, noi am fost pentru prima oară ca echipă de filmare care am dorit să intrăm acolo să vedem ce s-a întâmplat cu biblioteca fabuloasă a lui Bibliotecă. Omul acesta nu avea bani ca să dea de mâncare copiilor, dar își cumpăra, era abonat la reviste, primea număr de număr revistele, cumpăra toate noutățile în materie de cărți. Și acolo am descoperit, deci odată, toată biblioteca aia uriașă, bineînțeles, plină de praf, dulapurile căzute de-a lungul timpului, așa, dar am mai descoperit și jurnalele intime ale lui tata Oancea. Și atunci, pe baza unei selecții foarte riguroase, de fapt, mi-am dat seama după aceea lui Titus Oancea, el mi-a dat anumite jurnale în anumite perioade, în anumite momente ale existenței lui, tata Oancea. Și anume, cele din 1911, când s-a căsătorit, deci a cenzurat partea dinainte, ca să nu știm noi cum a fost cu, deși el în primul volum, și am reprodus acolo, el în, înainte acela de... Acela dedicat iubirii. Înainte, iubirii. El înainte, însă, înainte de căsătorie, a avut așa un moment, noaptea burlacilor, așa, el nu a chefuit, ci a stat și a scris și și-a amintit de toate cele 30 de iubite pe care le-a avut anterior, pe care le-a numit, a spus de unde sunt și dacă sunt bălaie sau sunt negruțe. Și le-a povestit acolo și după aceea povestea de dragoste până pădăi cu această minunată femeie care a stat împreună cu el o viață întreagă. E, după acest lucru, viața lor merge mai departe și la un moment dat, în 1914, el este obligat să plece pe front, fiind în această zonă a plecat evident în armata austro-ungară, dar fiind suferind, el nu a intrat în serviciul activ, ci a intrat în serviciul de mentenanță, în serviciile acestea birocratice ale armatei și a trebuit să fie furier la comandamentul din Icin, din Boemia. Și s-a dus acolo, evident, cu soție, cu trei copii, acolo îi se va mai naște un copil și cu Gâsca, celebra lui Gâscă. E, acolo, el a trăit acest război, eu am jurnale doar din 1917, începând de 1918-1919. E, acestea sunt și aici mă apropii de întrebarea, de miezul întrebării tale, și anume că el descrie toată atmosfera acestui război, descrie toate evenimentele, dar, întors acasă, el trăiește o altă dramă. Și aceasta răscolește enorm de mult patriotismul lui. Și anume faptul că se știe imediat după nebunia aceea care a urmat căderii frontului, au venit acasă foarte mulți, a fost acea anumită revoluție, în ghilimele, a soldaților veniți pe front care au vrut să facă dreptate în localitățile în care au, ai lor au avut de suferit. Și atunci trupele autorității sârbești au dorit ca să cucerească Banatul în întregime și, în felul acesta, faptul fiind deja consumat, să determine autoritățile Europei și diriguitorii lumii să accepte ca Banatul să treacă la Serbia. E bine, omul acesta a suferit enorm de mult și sunt pagini, atât în revista Vasiova, cât și în jurnalul lui, mai cu seamă, de profundă trăire, de profund durere, de profundă mânie împotriva acestor oameni. Mesajul, și reiese și din această carte, este aceea că este nevoie de unire. Românii bănățeni și ardeleni au suferit enorm de mult pentru ca să fie, să aibă loc această unire și această unire în Banat, să nu uităm, a avut loc de fapt, de facto, în 3 august 1919, când trupele române au intrat în Timișoara. Pentru că avem de vorbit despre mai multe cărți, ești prolific, precum spuneam, ca scriitor în perioada asta, Vasi. Aș vrea să trecem la aceea intitulată Și ține-te de Banat.
cel din tâi volum, intitulat Nerăbdarea timpului, unde sunt consemnate interviuri cu oameni extraordinari din această zonă. La fel cum e un film al tău, Armonia Luminii, despre Sfântul Gerhard. Da? Am văzut interviul cu Buzsu Ternovici, cu actorul, cu în Al Preasfinția sa Mitropolitul Banatului Cornea, fostul, cu arhitectul Mihai Opriș. Iată, și mi-a plăcut foarte mult cum începi povestea cu Mihai Opriș. Întotdeauna mi s-a părut că Timișoara are cochetării de doamnă bătrână. Și aș vrea să te rog să detaliez puțin. Cochetările de doamnă, de doamnă bătrână. Da. E un oraș fabulos, Timișoara. E un oraș. Eu am scris o carte despre Timișoara, dar mă rog, aia s-a pierdut așa. Era în anul 2000 când am scris-o. O reeditezi? Aceea a apărut tot în editura Timp, unde a apărut și, atunci se numea Timp, unde a apărut și seria aceasta din Tata Oancea. Și doar atât, ca să mai completez, țin să spun că sunt profund recunoscător bibliotecii din Bocșa, Tata Oancea, managerului Gabriela Șerban, care a avut răbdarea de a accepta acest travaliu, de a scoate o carte despre Tata Oancea. Ei, acum să venim înspre Timișoara. Timișoara este un fenomen fabulos, este o cochetărie de doamnă bătrână, pentru că este un oraș care a avut un destin de a o lua mereu de la capăt. De-a lungul timpului s-a ridicat, apoi a căzut în propria sa cenușă, din propria sa cenușă a renăscut. A fost capitală în vreo 7 rânduri, a fost capitală, inclusiv de regat. A fost întotdeauna un spațiu privilegiat, un spațiu dorit, un spațiu râvnit, un spațiu în care, într-adevăr, s-au și întâlnit naționalitățile și au devenit o familie. Hai, lasă-mă să-l citesc pe Buzsu Ternovici. Câteva rânduri. Să fie convinși cu toții că nu există oraș mai fain ca Timișoara. Când o să plecați și nu o să mai aveți orașul ăsta, atunci sigur că o să-l prețuiți și mai mult. Și cu ce începe prețuirea acestui oraș? Să nu-ți arunci biletul de tramvai pe jos, să nu-ți arunci chiștocul, să ai flori cât mai multe, fie în geam, fie în fața casei. Fiecare carte este o aventură. Cartea aceasta înseamnă mai multe aventuri de-a lungul timpului. Ea este și însoțită, de fapt, de un DVD. Și acesta e deja a doua carte care e însoțită de un DVD realizat împreună cu voi, cu Televiziunea Română Studio Timișoara, pentru că vorbesc despre filme și prezintă filme din această carte. Buzsu Ternovici mi-a acordat un interviu, fusese numit proaspăt, numit, ales, cetățean de onoare al Timișoarei și am zis, hai domnule, să mă plimb cu un cetățean de onoare al Timișoarei, prin Timișoara, să vedem ce înseamnă pentru el Timișoara și cum ar vedea-o el în perspectivă. Și a ieșit un serial de vreo 22 de episoade, de vreo 10 minute. Olimpiu Voia știe, fiindcă am lucrat mult cu el în acest sens. Înțeleg că Olimpiu Voia este un soi de martir, colegul nostru. Să știi că, într-adevăr, faptul că am colaborat în bună parte din filmele la aceste filme, într-adevăr, e o dovadă de martiraj. Adevăr că și eu îl chinui destul, așa că putem să-l decretăm. Foarte bine, Doamne ajută. Pe fiecare operator e bine să-l chinuim, pentru că toți ne chinuie și ei pe noi și, până la urmă, iese un chin frumos din toată treaba asta. Pentru bucuria telespectatorilor, nu? Sper. Și a noastră, bineînțeles. Oricum, suntem fericiți, am mai bifat în go. Trec de la Buzsu la Ernest Neumann, prim rabin al comunității evreilor din Timișoara, a fost domnia sa până când a plecat din lumea asta, care a scris așa: eu sunt evreu, dar sunt și român, ceea ce este bine pentru patria mea, este bine și pentru mine. Fiți atenți, vă rog, pentru că este, pe mine m-au atins la suflet vorbele astea. Și că ceea ce displace sau jenează sau alterează sau îngreunează mersul nostru înainte mă întristează și pe mine, ca și pe fiecare, ca să zic așa, bun român. Să ajungem la acele vremuri când, într-adevăr, dragostea de om și pacea se vor îmbrățișa în toate unghiurile acestui pământ. Aceasta este dorința mea și totodată ruga mea. A fost un om extraordinar și rabin. Da, l-am înregistrat în 1991, 92, 93 la Radio Timișoara. Îmi formulasem o seamă de întrebări, doream să-l întreb o seamă de lucruri. Am apucat să-i pun o singură întrebare și a vorbit timp de 50 de minute.
emisiunea mea de o oră, nici nu mai aveam ce mai face altceva decât să iau înregistrarea, să o pun pe bandă, să-i dau drumul în eter. Nicolae Stoica de Hațec. O altă aventură. Ce-a însemnat el pentru tine și pentru noi? Pentru mine a însemnat mai multe lucruri. În primul rând, faptul că am realizat acest film, sper că actualii șef să nu asculte treaba asta, că erau și atunci șefii mei, dar l-am realizat pe ascuns. Eu, beneficiind de faptul că lucram împreună cu Olimpiu Vuia în mai multe proiecte, de fiecare dată mai filmam împreună încă câte ceva, încă ceva în plus. Erau mic, niște nori, niște la Mehadia, niște îngeri pe pereți, într-o biserică superbă, pictată de pictorul Simonescu de la Lugoj. La Băile Herculane, evident, o seamă de detalii. Și atunci, încetul cu încetul, acest film s-a așezat. Am adunat oamenii de-a lungul timpului, așa că vreo 2 ani s-a adunat acest film despre o personalitate uriașă, după părerea mea, a literaturii noastre. Vasile Bogdan, tu îți dai seama că unul dintre avantajele pensionării este că poți să spui adevăruri pe care altminteri erai nevoit să le ții doar pentru tine? Nu. Am senzația că aici a fost un joc simpatic al șefilor. Adică șefii știau de fapt ce faci tu pe ascuns. Ce este vorba. Mai cu seamă că după aceea s-au răzbunat cumplit. Eu a trebuit la lichidarea mea, am fost și lichidat de-a dreptul aproape fizic, pentru că a trebuit să... Sutele de casete, mormanele de casete, a trebuit să intru disciplinat, să le fac fișe, care beata Lenuța Roșca de la videotecă nici acum încă, după ani, n-a prididit încă să le descifreze pe toate. Ei, așa s-au făcut filme. Dar Nicolae Stoica de Hațec a fost apreciat în literatura română ca fiind ultimul mare cronicar sau primul mare scriitor al literaturii române, pentru că el a lăsat, într-o limbă foarte specială și deosebită, a lăsat o mărturie romanescă de-a dreptul a timpului în care a trăit. Și el nu a făcut altceva, a notat moment cu moment marile tulburări ale localității în care a trăit, în Mehadia. Pavel Chinezu, Vasi, l-am văzut pacii. Apropo, bun, și Pavel Chinezu, da, apropo, mi-aduc aminte, apropo, Olimpiu și de aventura noastră la peștera Veteranii, de pildă, unde am mers pe Dunăre, nu ca acum, cum se făcea, se fac acum plimbări din acolo, atunci au fost condiții mai dramatice, dar ne-am dus și pe... deci am făcut foarte, foarte multe filmări. Stați să încerc momente. Marea cu degetul, Olimpiu Vuia? Te rog frumos să vii puțin pe scaun, să te vadă lumea, fiindcă s-a vorbit mult prea mult despre tine. Hai. Te rog frumos, colegul Olimpiu Vuia, despre care Vasi Bogdan a vorbit foarte mult, le rog să poftească lângă noi 2 minute. Mulțumesc frumos. Hai, Vasi, că ți-am făcut o bucurie. Acum, colegii, oricum, mie mi se pare foarte nedrept că ne vedem doar noi la televizor. Păi tocmai. Știi? Mi se pare extrem de nedrept, când de fapt ei sunt oamenii pe care ne bazăm, care ne scot din toate cele așa, da? Nu ar fi întrebările prea deștepte întotdeauna, dar sunt imaginile bune și mergem la montaj și cu imagini. Bine, și cu... bine. Aici este, da, după aceea să-i ascultăm și punctul de vedere, am să-ți spun la valiera mai aproape de tine, trebuie să înțelegem un lucru, că într-o relație dintre redactor și cameraman trebuie să fie o foarte bună înțelegere și tu înainte, și asta am făcut-o de fiecare dată, am povestit în fiecare zi unde mergem, ce facem, ce căutăm, cum vedem, povesteam, știa toate personajele pe de rost, știa toate subiectele pe de rost și atunci mergea mai departe și își căuta, după aceea eu nu mă mai băgam, dar mai făceam ceva și asta trebuie să recunoști. Spuneam, filmăm asta, dar eu în timp ce el filma, eu mai mergeam în zonă și mai ziceam, dar și asta, e adevărat? Adevărat. Un alt motiv pentru care l-am rugat să vin aici, cameramanii, cât de mult ne iubesc pe atât de mult cârcotesc. Puteai să pui o întrebare mai reușită, puteai să nu te strâmbi chiar așa la cameră ca să repeti eu de nu știu câte ori cadrul ăla. Olimpiu, voi ești în direct. E fain? Dar nu am microfon. Nu este niciun fel de problemă, că putem face altceva, uite, îl dezbrăcăm pe Vasile Bogdan da, în direct. Da, uite, la valiera am scos și o punem așa în genul și putem să vorbim. Da. Știi ce vreau să-mi spui, Olimpiu, când ai filmat cu Vasile Bogdan cel mai recent film al lui cu Academia Română? Mi-ai spus, măi, se întoarce Vasi și facem un film. Și avea așa o lumină în ochi. Ție ți-a fost dor să lucrezi cu Vasi. De ce ți-a fost dor de Vasi Bogdan după 7 ani? Asta nu știam. Da, mi-a mărturisit. Păi mi-a fost dor pentru că am lucrat foarte mult timp și asta înseamnă că s-a creat și o legătură între noi.
Și până la urmă, și... în echipă, se învață unul de la celălalt, adică, știi, lucruri. Eu lucrez aici de, nu mai știu când, din 99, atunci am început să-i car trepiedul lui Mircea Plopeanu. Colegul nostru regizor. Colegul nostru regizor, da. Așa. Și de atunci au trecut mai, nu știu câți ani am lucrat împreună adică au fost vreo 10-11 ani au fost în care am lucrat împreună și l-am solicitat în special în proiectele acestea mai deosebite. Eu cred că pe undeva sunt de vină și cu el și cu alți colegi, că puțin am cam deformat, adică le-am creat anumite pretenții suplimentare vis-a-vis de prestările care aici din asta am spus și eu despre mine, felurile. Că m-ai deformat, vorba aia, ți-am fost ucenică. Pe mine m-a amuzat foarte tare și de-aia mi-am permis să-l aduc pe Olimpiu. Eu i-am spus înainte de emisiune, zic, hai să arăt o treabă foarte faină. Nu i-am spus că îl voi aduce în direct, da? Îl rog pe Cristilea, scrie așa: Vasile Bogdan, când zici Olimpiu să începem, începem. Olimpiu Vuia, începem. Adică ai consemnat în carte și mi s-a părut foarte fain. Nu, dar asta este și pe bandă. Eu am copiat banda, pur și simplu. Și acolo sunt și indicații. Acum te rog să ții diploma, că este cetățean de onoare, trebuie să ții diploma, trebuie să filmezi diploma. Da, astea sunt... Ne-am amuzat. A fost... întâlnirea cu Buju Ternovici a fost o chestie de amuzament total. Oli, pentru tine e important faptul că filmele pe care le-ai făcut împreună cu Vasi Bogdan au ajuns și cărți? Da, într-un fel simt că așa m-a băgat Vasile Bogdan în istorie. E, nici chiar așa. Adică nu. Așa m-a făcut nemuritor. Nu, dar important este că mai multe filme făcute împreună au primit premii. Asta este important, că au primit premii. Nu? Sigur. Olimpica de descurcat impecabil, să știi că nu te mai aduc în direct, că nu fac nicio treabă. Însă, din păcate, filmele sunt așa trecătoare, ele nu prea se mai difuzează, nu prea se mai găsesc. Cu alte cuvinte, cartea rămâne... Și cartea rămâne, da. Cartea nu cred că rămâne nici Din păcate, cartea nu se prea găsește. Adică, acum, dacă se uită cineva la noi, și sunt convins că se uită foarte multă lume, poate se și întreabă de unde se facă rost de cărțile astea. Și cum se că totuși este vorba despre istoria Banatului, este vorba de lucruri foarte multe și cărți? Interesante. La editurile respective. Acesta, păi știi ce subiect am cel de-al doilea? Cu niște fete care au o librărie. Nu rămâne decât ca să le întrebi, într-adevăr, cum ar putea ajunge și cărțile mele și ale altora despre Banat în librăria lor. Dar vreau să spun că am colaborat și colaborez foarte bine cu editura David Press Print, care mi-a publicat aceste cărți și are răbdarea să le publice și în continuare, ba chiar curiozitatea, pentru că, da, ele aduc... iar cartea cu Lugoju, despre care n-am apucat încă să vorbim... Olimpiu Vuia, chiar, din punctul meu de vedere, ești liber. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Și mai vorbim la telefon oricum. Cele două volume legate de Lugoj le am chiar acum, le vedeți și dumneavoastră. Un alt oraș emblemă, care din păcate nu mai e de fel ce a fost. Vasi, tu iubești Lugojul? L-ai iubit întotdeauna? Știu că ai avut o slăbiciune pentru Lugoj. Acum, cum să-ți spun, pentru mine Lugojul a însemnat în primul rând un oraș de vacanță. Era plin cu biciclete și era un timp de relaxat și un oraș nestresat ca Timișoara, un oraș armonic în felul lui. Și chiar nu știu cum de s-a ajuns aici. Cum de s-a făcut armonică. Cum ne-am făcut noi armonică, de fapt. Acolo am filmat enorm de mult de-a lungul timpului, fiindcă simțeam nevoia să mă duc acolo, nu știu de ce. Nu știu. Și s-au întâmplat aceste pagini pe care, datorită lui Ioan David, le-am scris. Măi, Vasi, iartă-mă, un film l-ai făcut pe ascuns, pe altul l-ai făcut într-un fel de concediu. Dumnezeule mare, televiziunea a fost viața ta, 40. A fost plăcerea mea. Le-am făcut, totul l-am făcut din plăcere. Și totul l-am făcut pentru că era în mine. De pildă, un lucru pe care poate nu-l știi și l-am scris în carte chiar în introducere, este faptul că Lugojul, scena teatrului din Lugoj, a însemnat marele debut al meu. Eram în clasa a treia și am recitat o poezie, singura pe care o țin minte și acum, Primăvara de Topârceanu, care m-a calificat în faza raională. Și după aceea am ajuns pe scena operei din Timișoara, în clasa a treia fiind, cu poezia Primăvara de Topârceanu, la faza pe regiune și am luat locul al doilea. Fiindcă prima era o fată mățită care ceva cu luna avea o poezie. Tu ai avut vocea asta fascinantă dintotdeauna, înțeleg? Nu, n-am avut, am fost
am avut și eu o voce, habar n-am ce voce am avut. Dar realmente, aveam voce de copil. Dar vreau să-ți spun că pentru mine, poate și asta a fost. Și îți dai seama, emoția când l-am văzut cu lacrimi în ochi, pe Gelu Barbu pășind pentru prima oară, după ani și ani de zile, pășind pe scena pe care a debutat, pe scândura pe care a debutat. Îi dedici multe pagini. Multe pagini. Din această carte. Multe pagini, că noi am avut vacanțele noastre, adică în fiecare an el venea la Lugoj în vacanță și ne întâlneam. O zi îmi dedicam mie, echipei de filmare, și apoi mergeam la Fascinantele Surori Dobrin, unde mâncam o înghețată strașnică. Fascinantele Surori Dobrin, care sunt nepoatele lui George Dobrin, Marele Tribun, care era prieten cu Caius Bredicianu, și iată cum s-a adunat istoria. Ele mi-au vorbit despre prietenele lor și verișoarele lor, Dorli Blaga, poate spune ceva numele ei, despre fica lui Bredicianu, care a fost ministru, ambasadorul țării noastre în Caius Bredicianu, care a fost ambasadorul țării noastre în tot seamă de țări din Europa și din Argentina chiar. Deci asta este lumea, și pătrunzând, având cheia să pătrunzi în această lume, cum să nu valorifici amintiri și oameni. Ce viață frumoasă ai tu, Vasi, fie și doar prin prisma faptului că îți permiți luxul de a face ceea ce îți place. Care lux, cred eu, că pleacă de fapt din înțelepciunea fiecăruia dintre noi de a ne găsi drumul și calea care ni se potrivește. Dar să știi că, din păcate, nu toată lumea își găsește drumul și calea. Dar care ni buba? De ce? De ce umblăm prin pustiu? Oare? Și ne pierdem energie și timp și forțe? Vreau să spun că n-am să pot să-ți răspund la această întrebare, pentru că e vorba de destin, e vorba de o conjunctură, e vorba de o întâmplare, poate, care te pune pe șine, cum s-ar spune. Și să fim atenți, adică, la trenurile care vin în gara noastră și să avem înțelepciunea, poate, să luăm pe cel potrivit, la momentul potrivit. Știi, din păcate, timpurile devin din ce în ce mai complexe. Eu, de multe ori, nu mai înțeleg timpurile de azi, mărturisesc. Și chiar dacă aș putea să pornesc acum la drum și m-aș duce înspre jurnalism, cum se numește acum, eu eram gazetar, ziarist, acum se numește jurnalist, cred că n-aș mai putea să mai fac ceea ce am făcut. Eu sunt o aie neagră. Nici voi în studio nu vă mai puteți permite, financiar vorbind, să mai faceți filme, documentare prea multe. E altă viață, sunt alte cerințe, ratingul. Eu n-am dat cu ratingul. Deși filmele mele, să știi că au produs rating întâmplător. Știi care e timpul pe care nu-l înțeleg eu? Cel prezent. Au trecut 35 de minute și musai să facem loc fetelor de la două bufnițe cu care îți promit că deschid discuția legat de cărțile scriitorilor timișoreni. Poate le găsesc, fetele, un loc șor acolo. Îți mulțumesc tare mult pentru că mi-ai fost alături, Vasi. Ritmul în care îmi scoți cărțile, sunt convinsă că în curând te voi avea din nou alături și mare bucurie îmi faci, să știi. Mi-ar face mare bucurie, într-adevăr, să fie bine. Mega Blues Band, prieten, acum, și revenim cu un alt subiect.
to a girlfriend's house and she was out. My no current father got the hand began to shout. I said, early in the morning, early in the morning, early in the morning, and I ain't got nothing but the blues. Early in the morning, early in the morning, early in the morning. Morning.